O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Ne-am obișnuit cu imaginea unui Franz Kafka tragic, tenebros, sumbru, retras în sine și marginalizat de societatea ce nu-l înțelegea. Ne-am familiarizat, sau mă rog, am fost familiarizați cu un Kafka super serios, grav, profetic, a cărui sensibilitate, profund rănită de prozaismul ticălos al lumii burgheze, a generat până la urmă o literatură aproape apocaliptică, propunând un fel de proces verbal ficțional despre traumatica lume nouă. Ei bine, și în cazul lui Kafka, adevărul formulat de Umberto Eco, cum că opera de artă este deschisă, adică interpretabilă la nesfârșit, se verifică cu asupra de măsură. Un cuplu redutabil de teoreticieni francezi, Gilles Deleuze și Félix Guattari, a scris o carte despre un alt fel de Kafka. Volumul lor, intitulat Kafka pentru o literatură minoră, excelent tradus și postfațat de Bogdan Ghiu, a apărut la editura Art din București. Cei doi autori francezi au mai semnat împreună alte 4 volume incendiare care au modificat viziunea asupra științelor omului de astăzi. Și mă refer la Antioedip, Capitalism și schizofrenie, prima parte, din 1972, la Rizom, din 1976, la 1000 de platouri, Capitalism și schizofrenie, partea a doua, din 1980 și Ce este filozofia, din 1991. Dar în esență, ce spun despre marele praghez Deleuze și Guattari? Ei bine, nimic altceva decât că există și un Franz Kafka vesel, ironist subtil, dedat la giumbușlucuri literare, un critic acid și plin de umor al unei realități sociale în descompunere, Imperiul Cacaniei Austro-Ungare. Acest Kafka știe să râdă, ba are chiar o apetență formidabilă pentru hohotul sănătos. Acest Kafka nu este un scriitor intimist, un izolat, un refugiat, un extrateritorial al existenței. Dimpotrivă, potrivit lui Deleuze, Guattari, suntem în prezența unui Kafka foarte iubitor al vieții, un adevărat conviv, un gourmet al relațiilor sociale bazate pe umor și ironie. Ce-i drept? Ele se încăpățânează să ne ofere despre sine masca unui ins de o gravitate extremă, nefericit și iremediabil sumbru. E însă doar o mască, purtată cu eleganța unui clof. Cât privește a doua descoperire a autorilor francezi, cea legată de condiția minoră a literaturii kafkiene, ca și a oricărei literaturi adevărate în genere, trebuie spus că acest minorat nu se referă la valoarea ca atare a scrisului ficțional. O literatură nu e minoră, întrucât e lipsită de valoare, ci e minoră pentru că în economia integrală a limbii în care e scrisă, ea reprezintă doar un strat exterior și superficial. Cei mai mulți vorbitori ai limbii respective nu scriu literar, nu comit literatură, ci întrebuințează utilitar limba și valențele acesteia. Literatura este minoră pentru că funcționează subversiv contra tendințelor majoritare manifestate de utilizatorii mediei limbii. Exact ca și în cazul lui Franz Kafka, minoratul literar conotează o opoziție a artistului față de expansionismul denotațiilor utilitariste. De aceea, scriitorul este un luptător din catacombă, iar literatura sa e scrisă împotriva așteptărilor politice ale vorbitorilor obișnuiți a limbii.